Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul Sportul Minții. Sunt Bogdan Muzgoci și astăzi vă invit la o călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Nu uitați, puteți urmări emisiunea noastră în fiecare săptămână, sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 13:30. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah cu 13 piese publicată în anul 1986. Alb, rege H1, damă B5, nebun F7, cal D1, cal E8 și pionin E2 și F3. Negru, rege D4, damă C8, nebun H6, cal A5, cal E6 și pion E5. Enunțul problemei este: albul mută și dămat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Șahul este rareori un joc cu mutări ideale. Aproape întotdeauna un jucător se confruntă cu o serie de consecințe dificile, indiferent de mutarea pe care o face, spune despre șah David Schenk, scriitor și regizor american. Campionatele europene de șah rapid, blitz și dezlegări pentru junior s-au desfășurat săptămâna trecută la Oradea. România a obținut 25 de medalii, 8 de aur, 6 de argint și 11 de bronz la diferite categorii de vârstă. La campionatul european la șah rapid, blitz și dezlegări au participat în total 244 de băieți și 103 fete la categoriile de vârstă între 8 și 18 ani. Concursul individual de șah rapid s-a desfășurat în zilele de 1 și 2 august, urmat de proba de dezlegări pe 2 august. Pe 3 august a avut loc concursul pe echipe, cu 4 jucători la băieți și 2 jucătoare la fete, la categoriile sub 12 și sub 18 ani. Competiția s-a încheiat pe data de 4 august cu campionatul individual de blitz și festivitatea de premiere. Campionatul european la șah rapid, blitz și dezlegări pentru junior de la Oradea s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pentru delegația României, care a obținut 25 de medalii. La șah rapid individual, România a obținut 12 medalii, dintre care 3 de aur. Astfel, Crețu Sofia și Trifoi Mihaela Ioana au obținut aurul la categoria fete 8 ani și respectiv fete 14 ani, iar Deac Bogdan Daniel a obținut aurul la categoria băieți 18 ani. La dezlegări probleme de șah, România a obținut 6 medalii, dintre care 3 de aur, după cum urmează: Knejev Vladimir Alexandru, aur la băieți 10 ani, Ciolacu Alessia Mihaela, aur la fete 14 ani, iar Bălan Briana Cleopatra, aur la fete 18 ani. În turneul pe echipe sub 18 ani, echipa României în componența Bogdan Deac, Mihnea Costachi, David Gavrilescu și Alexandru Banzea a obținut medalia de argint. Pe primul loc s-a clasat echipa Austriei, cu 3 maestri internaționali în componență. În competiția echipelor sub 12 ani, prima echipă a noastră, Robert Creangă, Iulian Angel, Radu Dobre și Teodor Nedelcu, a luat bronzul, concursul fiind dominat de echipele Belarus A și Belarus B. Fetele de la categoria sub 12 ani s-au remarcat și ele, obținând cu echipa formată din Alexia Puia și Oana Șchiopu medalia de bronz. În concursul individual de blitz, care a încheiat campionatul european, s-au obținut 3 medalii, dintre care 2 de aur. După o evoluție excepțională, Mihnea Costachi a câștigat medalia de aur la băieți 18 ani, iar Miruna Lehaci la fete 14 ani. Partidele de șah s-au desfășurat în condiții excelente, datorită organizatorilor și sponsorilor acestei competiții. În deschiderea campionatului european la șah rapid, blitz și dezlegări pentru junior desfășurat la Oradea a avut loc o conferință de presă găzduită de Federația Română de Șah și de Ministerul Tineretului și Sportului, adresată atât jurnaliștilor cât și tuturor iubitorilor șahului. Urmează Delia Duca Iliescu. Ea este cea care ne prezintă, ca de obicei, noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bine v-am regăsit! Data trecută am văzut două diagrame în care dama albului, deși era legată, a avut în continuare forță de joc. Iar în diagrama propusă spre rezolvare data trecută, turnul nu leagă acea damă, dar spectaculos, prima mutare a albului era tocmai rege A6. Felicitări celor care au găsit această mutare, care leagă
propria damă, astfel încât aceasta nu ar mai putea să mute, de exemplu, în C5, pentru că regele alb ar rămâne în șah. După rege A6, amenințarea albului este să joace turn A5 mat. A eliberat astfel câmpul A5 și permite turnului să joace acolo. Și nu rege B7, de exemplu, cu șah prin descoperire, pentru că acel câmp este controlat de nebunul negrului și astfel nu putem să jucăm în B7. Deci, amenințarea este turn A5. La mutarea naturală, capturarea damei albe, negrul practic îl ajută pe alb, pentru că în acest caz poate să ajungă cu regele pe coloana B, regea la B6 și este mat. Iar la o mutare de genul turn H5, astfel încât să nu ne mai permită turn A5, ar putea să ne captureze turnul și nu ar fi mat. În acest caz, negrul a deslegat dama albă și poate să joace ea în A5, folosindu-se astfel de propriul turn din B5, care nu-i permite turnului negru să captureze dama. Dama A5 și este mat. Așadar, din turnul din H6, nu a reușit să se apere de mat la următoarea. Ar putea să încerce din celălalt turn. Vedem așadar jocul turnurilor în apărare. Turn G2 apără de amenințarea noastră turn A5, pentru că ar putea să joace turn A2 și nu ar mai fi mat. Dar ne uităm ce slăbiciune și-a creat. A plecat de pe prima linie, nu mai apără câmpul B1 și astfel putem să jucăm turn B1 și este mat. Alte încercări de apărare al negrului sunt din cei doi nebuni. Înaintarea pionului nu îl ajută cu nimic, ar fi în continuare mat. Dar din nebuni poate să amâne matul, jucând, de exemplu, nebun B7, a dat șah regelui alb, dar, din nou, nu a făcut altceva decât să-l ajute să elibereze coloana A și să dea astfel șah prin descoperire și mat de la turnul din A7. Iar încercarea de a amâna matul cu nebun C6, astfel încât ar mai putea să joace în A4 și nu ar fi mat chiar la a doua, îi desleagă indirect dama albului, pentru că a interferat linia de acțiune a turnului negru și astfel dama albă poate să joace în același câmp în care a jucat la plecarea propriu-zisă a turnului, și anume dama A5 și este mat. Ultima apărare pentru negru ar fi mutarea nebun D6, cu același scop de a putea să amâne matul cu nebun A3. În acest caz, a deslegat dama albului. Nici dama A5 nu ar mai da mat, pentru că ar putea să joace nebun A3 și ar fi mat abia la următoarea și nu am îndeplinit enunțul, dar ne uităm de unde a plecat nebunul. A plecat din H2, nu mai apără turnul, care poate fi capturat. Dama ia la G1 și este mat, tocmai pentru că nebunul a interferat linia de acțiune a turnului și astfel dama a putut să joace. Continuăm cu o partidă în care vom vedea, de asemenea, o astfel de interferare a nebunului, dar în cazul partidei, nebunul alb va fi cel care va interfera linia de acțiune a turnului negru. Am așezat o poziție în care s-a ajuns la mutarea 20, în care cu piesele albe a jucat în anul 2011 la campionatul european șahistul român Alin Berescu. Ultima mutare a negrului a fost turn H8 la mutarea 20. Pentru a apăra calul din H5. Iar în acest moment albul a continuat cu dama G4 șah.
Negru a răspuns cu rege F8. Iar acesta a fost momentul în care albul a jucat nebun H6, șah, interferând linia de acțiune a turnului negru către calul din H5. În acest moment, calul nu mai este apărat de turnul negru. Negrul nu a putut să captureze acel nebun, pentru că ar fi urmat dama G8, șah, dama este apărată de nebun, iar apoi dama F7, mat. De aceea, la șahul cu nebunul, deci după mutările turn H8, dama G4, șah, rege F8 și nebun H6, nu a putut să captureze acel nebun pentru că ar fi urmat mat în două mutări. Nici nu putea să joace, de exemplu, rege E7, pentru că ar fi urmat mat într-o mutare. Așadar, a fost forțat să răspundă cu rege E8. Moment în care albul a putut să captureze calul rămas fără apărare, după mutarea nebun H6, negrul nu poate să joace în E7, pentru că ar urma, la fel ca înainte, dama F7 cu mat. Așadar, este forțat să joace în D7, ceea ce s-a și jucat în partidă. Albul a continuat cu mutarea dama G4 șah, forțat rege E8, pentru că altfel ar fi urmat oricum dama G7, moment în care, la mutarea 25, Alin Berescu a jucat dama G7, iar negrul a cedat. A cedat pentru că nu mai poate să se apere de amenințările albului. Albul amenință să joace dama F7 mat, dama este apărată de nebun, iar dacă ar încerca să se apere cu turnul în F8, și acel câmp este controlat atât de damă cât și de nebun, și ar urma dama la F8 cu mat. Am văzut așadar și într-o partidă cum o astfel de interferență a nebunului, creată spectaculos printr-un sacrificiu de nebun, a fost suficientă pentru a câștiga această partidă. Încă din poziția inițială, albul stătea mai bine, dar după mutarea dama G4 șah și în special după mutarea nebun H6, a reușit să interfereze linia de acțiune a turnului către câmpul H5. Nebunul nu a putut fi capturat pentru că ar fi urmat mat în două mutări, iar după capturarea calului am văzut că albul a câștigat cu ușurință această partidă. Vă aștept și data viitoare cu alte probleme sau partide foarte interesante. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm! Thank you.